urmează să ocupe postul pe care l-a avut Tony Grebl, a fost boicotată de PNL. Liberalii nu s-au prezentat la ședința Comisiei Juridice în care urmau să fie audiați candidații pentru postul de la CCR. Lucrările Comisiei au fost astfel amânate din lipsă de cvorum. Ioana Maia Teodoroiu și Mona Lisa Neagoe sunt propunerile PSD, respectiv PNL, pentru postul rămas liber după demisia lui Tony Grebl. Nume deloc lipsite de controverse, Mona Lisa Neagoe este soția a unui jurist implicat în cel mai cunoscut caz de spionaj din România. În Comisia Juridică au fost prezenți doar reprezentanții PSD. Nici măcar propunerea Partidului Social Democrat nu a luat parte la dezbaterile privind variantele propuse pentru CCR. Ioana Maia Teodoroiu a venit la începutul ședinței, însă a părăsit-o la scurt timp. Astfel, cvorumul nu a fost întrunit din cauza boicotului liberalilor. Niciun reprezentant al Comisiei nu s-a prezentat la lucrări. Printre cei care au lipsit s-a numărat și propunerea PNL, Mona Lisa Neagoe. Așa că, pentru a putea avea cvorum și a dezbate cele două nume vehiculate pentru a-l înlocui pe Tony Grebl la Curtea Constituțională, liberalii au cerut amânarea ședinței pe săptămâna viitoare. Propunerea PNL pentru postul de judecător CCR este însă una controversată. Mona Lisa Neagoe este soția unuia dintre personajele implicate în celebrul dosar al privatizărilor, în care au fost trimiși în judecată doi miniștri. Robert Neagoe ar fi intrat în posesia unor documente cu caracter strict secret privind societățile ce aveau să fie privatizate de statul român. De altfel, în urma scandalului de spionaj în care a apărut soțul său, Mona Lisa a luat decizia de a se trage timp de mai mulți ani. Până în 2010 însă, când și-a încercat fără succes norocul la Consiliul Superior al Magistraturii. Cu toate acestea, copreședintele PNL, Alina Gorghiu, cere sprijinul PSD pentru Mona Lisa Neagoe. Propunerea noastră este una extrem de potrivită. Ne gândim să le propunem celor de la PSD să susțină un magistrat de carieră, o persoană care este departe de orice fel de suspiciune de afiliere politică și să, de ce nu, să profesionalizeze prin această susținere a doamnei judecător pe care grupul senatorial PNL a făcut-o.